Dezastrele naturale, precum cutremurele și valurile tsunami, sunt fără îndoială evenimente extrem de tragice și de multe ori devastatoare, fie că vorbim de însăși viața oamenilor sau de pagubele materiale imense. Este greu să spunem că ceva bun poate apărea în urma unor astfel de evenimente, însă uneori, după ce totul se liniștește și apa se retrage, pot fi descoperite lucruri cu adevărat interesante și ciudate. De la descoperiri arheologice uimitoare la obiecte crezute de mult dispărute, iată 11 lucruri ciudate descoperite după tsunami. 1. O barcă de pescuit. În 2011, unul dintre cele mai devastatoare valuri tsunami a lovit Japonia, rezultând în mii de morți și în pagube materiale de milioane de dolari. Astfel, nu este surprinzător că în urma valurilor au fost găsite tot felul de obiecte ciudate. Câteva dintre aceste obiecte au putut fi recuperate, însă altele nu. Printre acestea din urmă s-a aflat și nava fantomă, care a fost văzută pentru prima oară în largul coastei provinciei canadiene Columbia Britanică la 23 martie 2012. Proprietarul navei a fost contactat, însă din moment ce nava nu a putut fi recuperată, a fost cufundată la aproximativ 314 km de Sitka, Alaska, pentru a nu bloca calea celorlaltor nave. 2. Un om gigant de Lego. Produsele Lego sunt probabil unele dintre cele mai populare jucării din întreaga lume, iubite atât de copii cât și de adulți, dar următoarea întâmplare pare scoasă dintr-un coșmar. Marea Deschisă din jurul Olandei este un canal de navigație foarte popular pentru navele post-container, însă în același timp se știe faptul că are unele dintre cele mai înșelătoare ape din lume. Acest lucru duce la valuri uriașe care lovesc deseori navele și care duc la pierderea containerelor. Tot acesta a fost cazul când gigantul Lego de 45 de kilograme a ajuns pe țărmurile din țările de jos în 2007. Acesta a fost primul om gigant de Lego văzut vreodată în mod oficial, însă interesant, ceva similar s-a repetat și câțiva ani mai târziu pe o plajă din Florida. 3. Și mai multe bucăți de Lego. Tocmai ce am vorbit de jucăria gigantică care a ajuns pe plajele olandeze în 2007, dar atunci nu a fost prima dată când un astfel de eveniment a avut loc. În 1997 a existat o navă de containere numită Tokyo Express care a pierdut nu una, ci 62 dintre containerele sale când a fost lovită de un val uriaș pe care capitanul l-a descris ca fiind un fenomen ce are loc odată la 100 de ani. Unul dintre containere a fost umplut ochi cu 4,8 milioane de bucăți de Lego. De atunci, resturile de plastic au fost găsite printre gunoaiele țărmurilor din Irlanda, Devon și Cornwall, în sud-vestul Angliei. În Cornwall, zeci de voluntari au străbătut plaja și au strâns milioane de bucăți de Lego într-o singură zi. În mod ironic, câteva dintre bucăți aveau și tematică maritimă, reprezentând caracatițe sau echipamente în not. 4. Un ochi ciudat. În timpul unei plimbări pe plajă, probabil că unul dintre ultimele lucruri pe care ni le-am dorit să le găsim ar fi un ochi uriaș. Ei bine, tocmai asta a fost descoperit pe o plajă din Fort Lauderdale, Florida, în 2012. Pe bună dreptate, zvonurile au început să apară imediat după descoperire. Unii oameni crezând că a aparținut unui monstru marin gigant, în timp ce alții au susținut că nu poate fi adevărat. Cu toate acestea, după o examinare atentă, cercetătorii au ajuns la concluzia că descoperirea misterioasă era într-adevăr un glob ocular, dar nu aparținea unei creaturi din adâncuri, ci unui pește spadă. Conform declarației acestora, în jurul ochiului se puteau vedea urme de tăieturi, ceea ce sugera că acesta a fost scos de către un pescar și aruncat în mare. 5. O armă. În ianuarie 2010, mareele au scăzut la niveluri extrem de mici la Dundee Beach din Australia. În acel timp, un băiat de 10 ani și tatăl său au profitat de apele care se îndepărtau, așa că s-au aventurat departe de țărm când au văzut țeava unui pistol în nisip.
După unele cercetări pe internet, au stabilit că este o armă vintage portugheză din secolul al XVI-lea folosită pe nave. De asemenea, au mai descoperit și faptul că un obiect similar s-a vândut cu aproximativ $12,000 în Marea Britanie, așa că descoperirea a fost cu siguranță impresionantă. 6. Pungi de Doritos. În 2006, visul multor iubitori de gustări s-a împlinit atunci când o navă care transporta 4 containere de transport cu Doritos le-a pierdut în mare pe coasta Virginiei atunci când se îndrepta spre America Centrală. Unul dintre containerele de dimensiuni echivalente cu o semiremorcă a fost purtat de valuri pe o plajă din Carolina de Nord cu sute de pungi de Doritos încă intacte. Unele dintre ele s-au udat, dar cele mai multe dintre pungi erau încă sigilate și în stare bună. Evident, zeci de persoane au venit pe plajă sperând să obțină o bucată din comoară, potrivindu-se cu semnificația în spaniolă a produsului, lucruri mici din aur. 7. Un Harley Davidson. Pe lângă faptul că un tsunami distruge tot ce se află în calea lui, atunci când apele se retrag, acestea iau tot ce este posibil înapoi cu ele în mare, unde obiectele sunt pierdute pe veci, cel puțin în cele mai multe cazuri. În urma valului imens din Japonia, o motocicletă Harley Davidson a fost găsită pe insula Graham, tocmai în Columbia Britanică din Canada, în același container pe care proprietarul său japonez, Ikio Yokohama, îl folosise pentru a o depozita înapoi în Japonia. Peter Mark, cel care a făcut descoperirea, a observat plăcuța japoneză, așa că a găsit proprietarul original, oferindu-se să-i o înapoieze. Totuși, acesta a decis că ar trebui expusă în muzeul Harley Davidson din Statele Unite, drept comemorare pentru toți cei decedați în urma valului, chiar el pierzând câțiva membri ai familiei sale. 8. Semnul unui sat. Satul Tanohata a fost devastat de cutremurul și tsunamiul din 2011, o mare parte din oraș fiind măturat în ocean. Prin mare de resturi s-a aflat și un semn de lemn lung de aproape 3 metri care purta numele clădirii din lemn de unde a provenit. A fost regăsit în octombrie 2013 la aproximativ 6.000 de kilometri distanță pe plaja Kahuku din insula Oahu, Hawaii, iar în iulie 2014 a fost transportat acasă. De atunci, locuitorii au început să reconstruiască satul, iar semnul a fost expus drept amintire pentru generațiile următoare. 9. O minge de fotbal. Misaki Murakami, în vârstă de 16 ani, a pierdut tot ceea ce deținea atunci când tsunamiul i-a măturat casa din Rikuzen Takata, dar puțin mai mult de un an mai târziu, pe malul insulei Middleton, Alaska, David și Yumi Baxter au găsit o minge de fotbal oferită lui Misaki de colegii de clasă atunci când s-a mutat de la școală. Fiind japoneză, doamna Baxter a reușit să traducă numele, școala și mesajul noroc de pe minge, reușind în cele din urmă să îi găsească proprietarul de drept, care a fost extrem de fericit să se reunească chiar și cu un singur obiect pe care îl credea pierdut pentru totdeauna. 10. O barcă de pescuit găsită după aproape 10 ani. La 9 ani după evenimentul dezastros din Japonia, o mică barcă de pescuit a fost găsită la o distanță de 650 de metri de insula Hakijo, din sudul orașului Tokyo. Oficialii au verificat numărul de înregistrare al ambarcațiunii după ce a fost adusă la țărm și au constatat că aparține pescarilor comerciali din prefectura Miyagi, una dintre regiunile cele mai afectate de tsunami în urmă cu 9 ani. A fost descoperită încrustată în coral, dar și cu apă de mare în interiorul său, unde puteau fi observați pești și crabi. Conform unui expert în curenți oceanici de pe insula Hakijo, barca de pescuit a fost dusă într-o zonă din apropierea coastei de vest a Statelor Unite, înainte de a pluti în sud-estul Asiei pe curentul ecuatorial de nord, ceea ce a readus-o acasă. 11. Un oraș scufundat.
Tsunamiul din 2004, creat în urma cutremurului de magnitudinea 9,1 resimțit sub Oceanul Indian, a fost unul dintre cele mai devastatoare dezastre naturale. Este estimat că aproximativ 230.000 de persoane au murit în urma evenimentului, fără să mai vorbim de pagubele de milioane de dolari. Pentru câteva minute după ce apa s-a îndepărtat de țărm și înainte ca aceasta să revină ca un tsunami, pescarii care erau de-a lungul plajei au observat ceva destul de straniu, rămășițele unui oraș. Conform acestora, timp de o clipită au putut observa ruinele templelor antice și sute de blocuri din piatră de dimensiunea unui frigider. La câteva sute de metri distanță, valul a risipit nisipul care acoperea o porțiune de plajă, dezvăluind câțiva bolovani pe care erau sculptați imagini cu zei, animale și servitoare. Mahabalipuram era deja cunoscut pentru bogăția arheologică, însă această întâmplare a dezvăluit cât de multe secrete sunt încă ascunse. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.